A fost nevoie de 135.000 de euro și multă muncă pentru a realiza acest mic colzerai aici, pe malul apei, în apropiere de delta Dunării. 10 bungalouri vă așteaptă, ele sunt dotate cu un pat dublu, un pat simplu, o zonă de relaxare, dar și baie complet utilată. Toate acestea sunt pregătite pentru turiști, începând din vara 2020. Pentru Go Next, Adrian Boioglu. O zonă care este caracterizată în primul rând de liniște. De ce ar veni turistul să petreacă aici un weekend sau poate o săptămână în zona asta aproape de Lunga? O să spun că actuala criză sanitară și, din păcate, și criza economică, care ne afectează pe toți, ne determină să ne redefinim ca destinație turistică, să punem mai mult accent pe ce înseamnă ecoturism. Ori ceea ce s-a realizat aici la Lunga, cu efort, de eforturi făcute de oamenii moși, este un mod de a arăta că se poate face și că se poate dezvolta o destinație și pe zona de ecoturism. Să ne uităm că numai cu câțiva ani nu aveam mare lucru în această zonă Lunga, mă refer. La acest moment avem câteva bungalouri care pot fi puse la dispoziția turiștilor, de relaxare, de natură, de a petrece vacanța în natură, la pescuit, cu excursii în lacul Razel, în imediată apropiere, adică lucruri care pot fi făcute și care, până la urmă, asigură acea definiție a Deltei Dunării, cea mai sigură destinație din punct de vedere sanitar în actualul context post-pandemic. Pentru cine este o astfel de cazare? Eu știu, e pentru familii, pentru cupluri, pentru cei mai puțin pretențioși? Cred că este pentru toate categoriile, dar în primul rând cei care iubesc natura, cei care sunt pasionați de pescuit, dar în primul rând cei oameni care iubesc natura. Sunt oameni care știu să respecte delta, sunt oameni care știu de ce vin în delta, care nu sunt atât de pretențioși după, eu știu ce, condiții de 3, 4 stele, 5 stele, ci discutăm de oameni care clar își doresc să petreacă o vacanță în liniște, în siguranță sanitară, pe distanțare socială, că tot este la mod acest termen în momentul ăsta, și care, evident, știu că și sunt înțeleg că își vor petrece o vacanță de vis în actualul context. Suntem în mijlocul, să spunem, implementării unui proiect care este finanțat prin Programul Operațional de Pescuit și Acvacultură, pe măsura 2.2, adică este un proiect mai complex care are și o parte de diversificare a veniturilor prin înființarea acestei unități de cazare. Mi-am dorit de mult, în urma discuțiilor repetate cu diversi clienți și diversi prieteni care vin să se relaxeze în această zonă, și am fost, mă rog, încurajat să realizez această unitate de cazare și acea terasă cu specific pescăresc, având în vedere că avem și Cherhanaua Jurilovca, unul dintre cele mai mari puncte de colectare și primă primire de pește, și deci având resursa de pește de delta Dunării la îndemână. Este un proiect care s-a bazat pe faptul că este foarte multă liniște și suntem în sunul naturii. Este un proiect care respectă foarte mult natura și, în principiu, consider că noi ne-am bătut prea mulți ani în joc de natură și ceea ce vedeți dumneavoastră cu lipsa de pește și cu tot ceea ce se întâmplă este, între ghilimele, răsplata pe care natura ne-o dă nouă vis-a-vis de acțiunea pe care am făcut-o. Ce primește turistul care vine aici? Care sunt condițiile pe care le găsește și care ar fi prețul pentru o noapte de cazare? Sunt, mă rog, bungalouri, poate e mult spus, niște OZN-uri, cum mi-a spus amicii, care au două sau trei locuri,
sunt amenajate în principiu și pentru o familie care are unul sau doi copii, că în prețul pe care îl vom lua sunt incluse micul dejun și taxa de pescuit. Se pot face și excursii către Gura Portiței sau către alte locuri din Delta sau din ansamblul lagunar Razen-Sinoe-Golovița. E adevărat, suntem un pic mai departe de Delta, dar în general lumea vine aici la odihnă pentru liniștea pe care o vor avea și pentru, mă rog, să zicem un ecoturism și un pescaturism, adică mai pescuesc, mai la o plajă, mai la Gura Portiței, mai mănânc un pește proaspăt de Delta Dunării care este deja pe cale de dispariție. Cam asta. 350 de lei, v-am spus, inclusiv taxa de pescuit și micul dejun. Un produs sau un preparat mai nou. Este vorba de o tocăniță de rapoane. O să gătim pe plită, este un element mai interesant. Pentru tocăniță de rapoane avem, bineînțeles, nevoie de niște rapoane curățate. Sunt prefierte. Deci, vă repet, ele sunt prefierte, trebuie doar un pic încălzite. Vedeți? Sunt foarte moi. Ce este inedit și într-adevăr place multor turiști care ne vizitează este acest concept de live cooking, adică toată mâncarea este făcută în fața clientului, lucru care este de apreciat, care conferă și un spectacol gastronomic, dar și o calitate și o garanție a faptului că ceea ce mănâncă este proaspăt și este făcut în fața lor. Glamping în zona Razim-Sinoie, pe malul canalelor adiacente Goloviței. Vorbim despre construcția 10 corturi realizate de un domn de pe lângă București. Este primul producător din România pe așa ceva, dar pe care dorim să le utilăm la fel ca și o altă structură de cazare, să aibă toate utilitățile, înăuntru să aibă toate condițiile. Primul, pe care îl vedem și aici, este prototipul. În 2-3 luni maxim ar trebui să mai ajungă încă 9 corturi. 6 din ele vor fi închiriate de la o cunoștință, tot din zonă. A fost câștigător unui proiect pe POCU. De ce este nevoie de încă 10 unități de cazare? Pentru că cererea este foarte mare, iar spațiul de teren este foarte generos. Noi avem un spațiu undeva la 4-5 hectare de teren. Pe lângă structura aceasta, care este formată din 6 căsuțe și 6 camere, mai avem terasa cu specificul pescăresc și o mică livadă, care de anul viitor va intra în producție. Poate o să apară și o fabricuță cu dulcețuri ca să încercăm să ne gospodărim cât mai mult singuri. Înțeleg că turiștii nu se tem de noul coronavirus.
Nu, în mare parte nu. Undeva la 95% sunt foarte relaxați, dar au și spațiu foarte generos. Nu intră în aglomerări foarte mari, stau lejer la mese, stau lejer la piscină. Față de anul trecut, numărul turiștilor chiar a crescut. 10-15% cel puțin. Ce grad de ocupare aveți în luna august, având în vedere că ar fi cam ultima din acest sezon? În luna august, 100%. În septembrie, până în momentul acesta, avem undeva la 50% grad de ocupare. În luna octombrie, dacă nu intervin alte restricții, avem 100%. Anul acesta, față de anii trecuți, și-au cam prelungit concediile. 3, 4, 5, 10... Și totuși sunteți într-o zonă departe de rezervație, departe de delta? Departe de delta în sine, da. Dar departe de rezervație, nu. Rezervația trece exact pe la noi prin curte și avem și marele avantaj că turistul ajunge cu mașina până în curtea locației. Ce fac turiștii aici? Piscină, pescuit, plimbări cu barca, plimbări cu canoia, cu caiacele, cu bicicletele. În mare parte vin pentru liniște, nu neapărat pentru pescuit sau pentru vizita ceva în zonă. Foarte mulți rămân la locație, activități se găsesc.